Și la toți le-a dat cu carul, numai mie cu paharul. Știți cânticul. În 30 de secunde, motorul de căutare Google mi-a oferit 62.900 de rezultate, după ce îl rugasem, respectuos, să-mi ofere niscaiva informații referitoare la cei învredniciți de titlul Personalitatea anului 2023. Ferește, am avut răbdare să deschid maxim 20-25 de link-uri, suficiente însă ca să adun repere factologice pentru previziunea axiomatică a unui coleg de la Vocea Basarabiei, cel care afirma la o agapă corporativă că anul 2023 numai decât va fi declarat de mai multe entități publice drept anul femeii în general sau al unor femei notorii în parte. Mă rog, poate era doar un simplu procedeu retoric de gratitudine pentru eforturile directoarei noastre, Valentina Ursu, dar și de complezență cavalerească la adresa celorlalte jurnaliste dominante numeric în redacția noastră și contabilicește respectiv. Dar pentru că suntem deja în 2024, m-am gândit să-l rog pe vărul Google să-mi furnizeze statistici ca să văd dacă, de bună seamă, se adeverește sau nu premoniția colegului nostru feminist de vocație. N-am să-i dau numele. Cea mai concludentă dovadă oferă prestigioasa revistă Time, care a desemnat-o pe celebra cântăreață pop americană Taylor Swift drept personalitatea anului 2023. Uitați-vă din curiozitate cine a rămas în urma ei. Pentru care merite, ghilimele, ceea ce a realizat Taylor Swift în 2023 este incomensurabil. Ea s-a angajat să dea valoare visurilor, sentimentelor și experiențelor oamenilor, în special ale femeilor care se simțeau neglijate și subestimate cu regularitate. Ghilimele închise. Astfel a motivat redactorul șef al revistei Time, Sam Jacobs, decizia de a o prezenta pe prima pagină, pe vedeta muzicii pop. O altă mascotă incontestabilă a anului 2023 este Barbie. Filmul în regia Gretei Gerwig cu vânzări de 1,44 miliarde de dolari. Pelicula s-a situat cu aceste cifre pe locul întâi în clasamentul celor mai profitabile producții de cinema. Ce altă sociologie mai e nevoie? Barbie, alias Greta, a câștigat competiția cu Oppenheimer, filmul lui Christopher Nolan, care a reușit să adune doar, vorba vine, doar 950 de milioane de dolari. Dar nu banii aduc fericire, sau nu numai banii aduc fericire. Revista Aquarel, care și-a impus un fel de statut de Vogue de Basarabia, desemnează a priori numai femei ale anului. Spre deosebire de omologa și concurenta VIP Magazine, care acordă trofee pentru mai multe categorii socioprofesionale, și acolo sunt femei, evident, multe. Ambele reviste evită totuși să includă în topurile lor de final de an personalități din lumea politică, ca nu cumva să iasă cu bucluc la marginea cuptorului, cum spunea bunica mea Ștefănia, o cucoană cu demnitate țărănească nativă, verticală ca stâncele de la Saharna, unde s-a născut, pe malul Nistrului. Dacă ne uităm pe ogorul nemărginit al influencerilor, acolo tot blogherițele au cucerit piscurile și au smântânit oalele audienței, alimentând mânia savantă a filozofului Dorian Furtună, care afirmă
Citesc din volumul lui Iluzia fericirii că, ghilimele, prin mass media, prin rețele sociale, ne este focalizată privirea asupra unui orizont îngust al trăirilor mondene, idealizat și falsificat peste măsură, ghilimele închise. Cam dur, nu? Arnica mașină de căutare a identificat, bineînțeles, și o mulțime de personalități ale anului 2023, desemnate de consilii raionale și președinți de raioane. Pedagogi, sportivi, doctori, oameni de cultură, meșteri populari, fermieri și, mai rar sau deloc, mame, da. Sărmanele mame care își fac onest munca cea mai dificilă de perpetuare a națiunii. În regiunea estică a Republicii Moldova, care se complace de 3 decenii în statutul ei de pretinsă Republică Autonomă, Ministerul Local al Finanțelor i-a premiat pe cei mai vrednici cetățeni ai anului trecut. Vărul Google mă informează, rusește, că la categoria Trudavaia Doblist, gloria muncii, au fost acordate 2 trofee. Unul i-a revenit șefului companiei de stat de radio și televiziune, iar al doilea l-a primit un sudor de la întreprinderea Transgaz Tiraspol. Aplauze în dulcele stil al întrecerii socialiste, se prezumă. Trebuie să recunosc, aș fi la mare încurcătură dacă mi s-ar propune cumva să aleg eu omul mascota al unui an zbuciumat ca 2023, ori și mai zănatic, mai smintit, cum are de gând să fie 2024. Iată de ce îmi amintesc cu mare respect și admirație de Nicolae Esinenco, cel care acorda la sfârșit de an un ceas de mână și un prânz în familia sa, acelui mânuitor de condei pe care îl considera nedreptățit la împărțeala de premii și onoruri oficiale. Când s-a împărțit norocul, cum era, fost am dus eu la lucru. Pe curând!